Bună seara, prieteni! Suntem la live pe plajă în seara asta alături de Carmen. Bine venit! Bine v-am găsit! Ați avut un public atât de frumos, m-am simțit atât de bine și vreau să-ți recunosc un lucru. Te rog! Este primul meu concert după foarte, foarte mult timp și m-am simțit ca la primul concert. În privința emoțiilor. Stai puțin, când a fost ultimul concert înainte de pandemie? Fii atent, ultimul concert a fost înainte să o nasc pe fetița mea, dacă ți vine să crezi. Da, da, ai avut timp. Acum 2 ani. Ai avut timp să fii și mămică. Da, am avut timp să fiu și mămică. Deci acum 2 ani a fost ultimul concert, iar la Europa FM Live pe plajă a fost prima ta apariție. Da, după o bună perioadă de timp. Și chiar și cum a fost pe scenă? Doamne, doamne, aproape că uitasem. Energia, bucuria, tot ce simți pe scenă e incomparabil. Eu zic că te alinți, pentru că ești foarte talentată și cânți și faci ceea ce faci pe scenă în mod absolut natural, ceea ce nu e la îndemâna oricărui artist. Mulțumesc mult, chiar e un compliment, un compliment foarte, foarte, adică pe care îl primești foarte rar. E moștenire de familie, înțeleg. Da, mulțumesc, da, așa e, da. Bravo, ai urcat pe scenă alături de sora ta și asta e o premieră. Înțeleg da. Că a fost prima dată când ați fost împreună. A fost prima dată când am cântat împreună pe o scenă, prima dată când am cântat o piesă împreună. Și dacă tot am primit această bucurie de a fi alături de voi în seara asta, am zis să o împart cu sora mea, pentru că și ea a intrat în lumea muzicii în acești 2 ani ai mei de lipsă de concerte, să zic așa. Și am vrut să împărtășesc bucuria oamenilor și starea asta de pe care nu, cum să zic, nu o întâlnești nicăieri în altă parte. Hai că a venit bine pauza asta până la urmă. Pe sora ta, Adriana. Adriana, da. O știm de la Vocea României, acolo unde a mers destul de bine și s-a descurcat mai mult decât binișor, adică chiar foarte bine. Da, da. A ajuns destul de departe, dar, cum să zic, pentru ea a fost mai mult o chestie pentru experiență, pentru că eu deja o susțin în drumul ei, în cariera ei, în muzică și are toate uneltele necesare, iar acolo a fost ca o școală pentru ea, pentru că a învățat ceea ce înseamnă performanța live, performance-ul live, a învățat emoțiile. Am învățat ceea ce înseamnă să lucrezi cu o echipă întreagă de styling, hair, sunetiști, instrumentiști, coreografie. Sunt foarte, foarte multe. Și da, cred că a ajutat foarte mult experiența asta. Dacă mi-aduc aminte de episoadele în care ea a apărut, am simțit așa o... Nu știu exact... Nu neapărat o frustrare, dar un sentiment aparte, da? Că vrea să demonstreze că e pe propriile picioare și că nici sora, nici tatăl, da, nici nimeni... Da. Nu, de ce a plecat de acolo? De ce a ținut să menționeze lucrul ăsta? Îți răspund foarte simplu. La mine a fost o singură... Povară e un cuvânt murățel, să zicem, dar... Cum să zic, un singur prag de depășit. Tata, care încă nu l-am depășit și eu o să-mi ia mult și bine să-l depășesc. Da, ai mult de lucru. Așa, da. Dar pentru ea este dublă povara. Iar am revenit la cuvântul ăsta, da? Mă rog, înțelegeți voi. Pentru că sunt și eu, este și tatăl meu și atunci pentru ea, na, e puțin mai dificil. Dar sunt sigură că vocea, talentul ei, puterea ei de muncă și toate calitățile pe care le are o să o ajute și o să aibă și ea drumul ei frumos mai departe în muzică. Dacă am vorbit de sora ta, dacă l-ai menționat pe tatăl vostru, se poartă acum genul ăsta trapanele, am zis bine? Da, da. Nu e un moment potrivit să faceți o piesă împreună, tu și tatăl tău? Îți dai seama că toată lumea se așteaptă la chestia asta, dar eu țin foarte mult la muzica mea, la felul meu de muzică și cum văd eu lucrurile și mai durează până mă convinge pe mine trendul ăsta. Cream că spui mai durează până mă convinge tata să cânt cu el. Nu. E o chestie care dacă o să vină, sunt sigură, simultan, din partea amândurora. Poate fi un artificiu până la urmă de promovare pentru tine, pentru el și pentru muzică în general. Bineînțeles, doar că eu țin foarte mult la, știi cum e, artistul trebuie să fie așa cum, cum să zic eu, să aibă personalitatea lui. Dom'le, eu sunt așa. Am văzut că n-ai ieșit din stilul tău încă de când te-ai lansat și ții la chestia asta și mai am un feeling că îți place mai mult să interpretezi, să fii pe scenă în limba engleză. Da,
Da, este prima mea dragoste, pentru că eu am descoperit muzica în engleză de foarte, foarte mică. Am crescut, bineînțeles, cu muzica în română și cu manelele, dar ceea ce m-a atras pe mine cel mai tare și în perioada adolescenței, când îmi făceam playlist-urile mele, nu aveam nici manele, nici muzică în română. Deci da, a fost prima mea dragoste. De ce n-ai fost, nu neapărat atrasă, dar de ce n-ai mers mai mult pe curentul manele, că l-ai menționat, având în vedere că aveai în casă unul din cei mai... Pentru că nu face parte din mine, din interiorul meu. Și... Nu te-ai regăsit. Exact. Nu m-am regăsit în muzica respectivă. Nu zic că nu ascult, nu există om să n-asculte manele, să fim serioși, dar nu sunt eu acolo, știi? Ai fost mămică în toată perioada asta, ai menționat cât am fost în lockdown și perioada probabil că se va prelungi încă puțin. Cum e să fii mămică? E cel mai frumos lucru din lume. Cel mai frumos lucru din lume și cel mai greu lucru din lume. Care e cea mai frumoasă amintire din perioada asta, când vine vorba de copilul sunt tău? Sunt multe, pentru că în 2 ani s-au întâmplat atât de multe lucruri, primii pași, primele cuvinte. Mama, cuvântul, că a spus mama... Foarte, în fiecare zi a fost câte ceva nou. În fiecare zi. Carmen, îți mulțumesc tare mult. Îmi doresc ca cu toții să trecem peste toate momentele astea de pauză pentru industria muzicală. Noi ne dorim să facem din nou Europa FM Live pe plajă la fel de mare cum l-am făcut în anii trecuți și sunt convins că și tu îți dorești să revii de adevăratele pe scenă. Zim dacă pregătești ceva nou. Absolut. Suntem în perioada asta de vacanță și ne-am relaxat cumva, să zicem, pentru că așa cum ne-a fost dor de muzică și de muncă, ne-a fost dor și de călătorit, pentru că am prins acum puțin spațiu și am călătorit perioada asta, însă la studio se întâmplă multă muncă, avem acolo băieții noștri de la Atom care lucrează intens și venim cu muzică super, super bună. Bine, atunci așteptăm materiale noi, te așteptăm pe internet și la Europa FM. Carmen, îți mulțumim pentru seara asta de la Europa FM Live pe plajă. Și eu mulțumesc.